Copiii din Verbania, orașul italian în care se vorbește românește, vor primi manuale în limba română. La inițiativa consilierului local din orașul italian, Adrian Chifu, inspectoratul școlar al județului Neamț a trimis mai multe seturi de manuale de limba și literatura română familiilor de români care au copii la școlile din Verbania. Proiectul Abecedarul este în curs de finalizare. Fiecare copil român din Verbania va primi câte un abecedar. Este foarte important ca copiii români din străinătate, respectiv Verbania, să nu-și uite limba maternă în primul rând, tradițiile, obiceiurile și identitatea românească. La anul vom lărgi acest proiect. Copiii din Verbania vor primi, pe lângă abecedare, și manuale de istorie și geografie. Mulțumesc autorităților locale și inspectoratului școlar județean Neamț pentru aceste abecedare, iar înmânarea lor se va face în prezența primarului din Verbania, Marco Zachera, și în prezența primarului din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan. Dacă o parte din cărți sunt destinate copiilor, o altă parte va ajunge în biblioteca principală a orașului italian, înfrățit cu Piatra Neamț. Trebuie menționat că elevii vor învăța tot în italiană, limba română fiind în Verbania obiect facultativ.